În calitate de antrenor federal al lotului olimpic feminin de gimnastică, Octavian Belu a obținut cu acesta 279 de medalii, 106 de aur, 86 de argint și 87 de bronz. Rezultatele fostului antrenor al echipei naționale de gimnastică a României i-au făcut pe cei de la World Records Academy să-l declare cel mai de succes antrenor din lume, cu un palmares de 16 medalii olimpice de aur și un total de 305 medalii la campionatele mondiale, europene și la jocurile olimpice. I was lucky because I meet fantastic gymnasts. So I want to thank you all now. And I'm here to represent my country, to represent the Romanian gymnastic system and to represent all the gymnasts and the school of gymnastics. Octavian Belu nu ne-a oferit numai gimnaste de top mondial, dar și o frază memorabilă. Nadia Comăneci ar trebui alăturată celor 7 minuni ale lumii. Ce nu a spus însă Octavian Belu este că în spatele fiecărei minuni se află un constructor de geniu. Și pentru minunile pe care el le-a făcut ca antrenor, cuvintele nu sunt niciodată prea mari. Sub conducerea lui Octavian Belu, profesorul absolvent de IEFS, născut la Ploiești, la 17 februarie 1951, echipa de gimnastică a României a fost de 5 ori consecutiv campioană mondială și de 2 ori campioană olimpică.